Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a impus restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone din cauza caniculei. Interdicțiile sunt valabile până pe 6 august. În intervalul orar 12.20 pe drumurile naționale și autostrăzile care tranzitează teritoriul României, acestea sunt impuse ca urmare a avertizării de cod roșu și portocaliu de caniculă, potrivit căruia se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 39 și 42 de grade, emise de Administrația Națională de Meteorologie, Fac ex de la aceste restricții autovehiculele destinate transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală și cele care participă la intervenții în caz de forță majoră. De asemenea, nu se supun restricțiilor autovehiculele destinate transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, pentru tractări vehicule avariate, pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate. Totodată nu sunt incluse vehiculele specializate destinate salubrizării, transporturi apă îmbuteliată, transporturi produse provenite din exploatări agricole și transporturi militare implicate în exerciții multinaționale.